Hai noroc și la mai mare să trăiască fiecare. Astăzi a venit vremea aia mult așteptată. Îmi plouă în gură deja. Când o să pregătim o lecuță de shawarma. Da. De ce? Cu de toate. Așa că ne apucăm răbdi treabă, că avem o leapă treabă. Avem nevoie de niște pulpi de pui dezosat. Nu încerca să ofendez cu piept de pui că nu-ți ies. Pieptul de pui se usucă, nu-i ce trebuie. Eu am curățat și am tăiat așa pulpile astea de pui, uite așa, bucățele de astea așa. Nici prea mari, nici prea mici. Că o să urmeze să le punem pe o frigăroaie, știi ce zic? Mai întâi și la început marinăm carnea. Dacă se poate, cu 24 de ore înainte. Ca orice altă mâncare bună, începem cu sarea. Dacă tot suntem la capitolul sare, punem și o lingură de sos de soia, că e sărat. Deci nu pui foarte multă sare, cât pui și sos de soia. După sare, inevitabil urmează pipera. Ce mai vreau eu să mai zic despre piper? Vă rog eu frumos, nu mai cumpărați piper gata măcinat. N-are, frate, același gust niciodată cu piperul proaspăt măcinat. Mai degrabă cumpărați-vă piper boabe, o măcinătoare dintre asta de piper și vă garantez că schimbați gustul la orice mâncare în care puneți piper. Dacă vă uitați la bărbosul, probabil că ați observat că cam în fiecare mâncare eu pun piper. Am aici, în mojarul ăsta, niște cumin seeds. Asta, dacă nu mă înșel în română, semințe de chimion. Le-am pus în mojarul ăsta și le-am zdrobit bine, din două motive. Primul motiv, că n-am semințe de chimion de la pudră. Și al doilea motiv este că zdrobite așa, în felul ăsta, au mai multă aromă decât la pudră. Așa că o să iau și o să pun cam o linguriță de chimion dintr-o ăsta măcinat peste carne. Peste, mai adaug și niște usturoi granulat. O linguriță. Niște cimbru uscat. Niște oregano uscat. O lingură de iaurt. Opțional, o leacă de sos de ăsta iute, nu foarte mult, că mănâncă și copilul la mine. Un praf de scorțișoară măcinată. Dă o mică aromă. Și nu în ultimul rând, o lingură, două de suc de roșii. Sau bulion. Eu am sucul ăsta de roșii și păcat de el că e disfăcut. Am amestecat toată treaba asta, după care o acoperim și o băgăm la frigider. Până mâine când suntem gata de băgat în cuptor. Bun, s-o marinat carnea, o luăm și o punem pe țăpușă. Uite așa, uștiluc. Încet. Nici nu vreau să o îngrămădești foarte, foarte tare, nici să o lași așa înăbărțată. Dacă ai câte o bucată de asta care ți-a târnă, o pui cu alea așa, frumos. Punem noi cărnița asta la cuptor, la vreo 190 de grade, pentru vreo 50 de minute. La fiecare 15 minute o întorci așa, frumos, să se facă pe toate părțile. Atenție, o pui în tavă, vezi că a mea are o tavă din sub și are o altă tavă care are găuri prin ea. Tu poți, dacă n-ai tavă de asta așa cu găuri, tu poți pui un grătar dintre ăla de aragaz. Important este să nu zămuiască, să nu stea în zeamă, că ea o să-și lase zeamă. Și tot o întorci, tot o întorci. Și ea o să rumenească așa frumos pe deasupra. Fain, ca la șaormerie. Între timp, noi ne apucăm să facem și o leacă de sosuri pentru șaorma. Că șaorma fără sosuri e ca boșul fără apă minerală, știi ce zic? Mai întâi și de toate, o să facem un sos de iaurt cu usturoi. Luăm vreo două linguri de iaurt. Trei. Bine, luăm niște iaurt, fără număr. Niște sare. Bineînțeles, cunoști niște usturoi și zdrobim aici. Cu dor de aia se cheamă sos de iaurt cu usturoi. Vreo 3-4 căței. O linguriță de muștar de ăsta Dijon. Secretul la sosul de iaurt cu usturoi e maioneza. Băgăm și vreo lingură, două de maioneză. Maioneza îl face mai cremos, așa, mai luxos. Pune și o leacă de mărar, tăiat mărunt. Tu poți să-i pui mentă dacă nu vrei mărar. Sau poți să-i pui și mentă și mărar. Cum vrei tu? Eu n-am mentă. Când grădină încă nu a crescut și magazinul e acolo și eu sunt aici. Știi ce zic? Zamă de lămâie nu pot să pun. Din cauza că e destul de acrișor iaurtul și combinația asta de lămâie cu iaurt acid în general cu iaurt nu prea e recomandată să amesteci. O să rad niște lămâie, niște coaje de lămâie. Amestecăm o leacă așa și gustăm. Apropo, sosul ăsta de iaurt cu usturoi poți să-l faci la orice carne, dar mai ales cu pui și cu porc. Merge de numai. Și cum fără iuțala viața e pustiu. Ne apucăm să facem și o leagă de chili sos. Am aici 2 ardei, iuț. De ce e roșu? Le-am scos în mare parte sămânțele, așa că nu sunt foarte, foarte, foarte iuț. Cu știu cu ei tu pahar de asta de blender. Acum, tu dacă te numeri printre șogunii României, știi a lua la tăiet, fin de tot, ardei și ce mai punem noi aici? Poți să sări peste partea cu blenderul, știi ce zic? O să pun și o roșie dintr-o conservă de roșii întregi în bulion. Cu știu pun și o leagă de zamă. Eu o să pun și vreo 2-3 roșii și erii de astea, că mureau de singurătate prin frigider pe acolo. Păcat ele. Ia de aici. 3 căței de usturoi. Bine, 4. Opțional, pe sistem dacă ai pui, dacă ai nu pui, niște cimbrișori verde. Bineînțeles că punem sare, punem piper, o lecuțică de ulei din măsline și o lingură de oțet. Îi punem capacul și tăiem mărunt până să faci un sos. Ce crezi, bă? Am uitat să pun o leacă de ceapă roșă. Jumate mai precis. Nici măcar n-am băut apă minerală azi. Am uitat. Punem jumătate de ceapă roșă acolo și uștiul chiar la tăiet. L-am învârtit de la amețit, punem sosul ăsta într-un castronel așa și gustăm o leacă. Vedem dacă mai trebuie sare, dacă mai trebuie oțet. Aoleu, mamă, ustură, dar place. Nu-i mai trebuie nimic. Bine, îi mai trebuie. Shawarma. Eu între timp m-am apucat să fac și o sălățică. Am aici niște varză roșii pe care am tăiat-o așa finuț și am frecat o leacă cu sare. Am aici o roșioară tăiată. Jumătate de ceapă roșii tăiată așa julien. Cealaltă jumătate am pus-o la sosul de chili. O să-i pun și o mână de salată de asta verde. Am luat salată verde amestecată cu morcov. O mână de pătunjel. O lecuțică de sare. Foarte puțin ulei. Și o lecuțică de zamă de lămâie. Și amestecăm așa salata. Dacă vrem putem să gustăm.
Uite de cum aia să urma. Exact cum recomandă doctorul. Uite cum arată în exterior și uite-o cât e de bună și zemoasă în interior. Dă-i noi cărniță așa bucățele. Eu tai cât să-ți pentru șaurma, restul te discurs singur. Plus de asta, nici al meu oficior și nici împărăteasa nu s-a acasă încă. Mai păstrăm o leacă la cald, până vin ei, să-i fac și lua șaurma. Acu-i-acu, montăm șaurma. Mai întâi și la început, luăm niște sos de ăsta de usturoi, cu iaurt. Și întingem peste tot. După care punem niște cărniță. După care punem niște cartofi pai, că am făcut și cartofi pai. Am uitat să vă zic, dar am făcut cartofi pai, iute. După care punem salată. După care mai punem o leacă de sos de maionez cu usturoi. Și bineînțeles, o leacă de iuțală, că fără iuțală viața e pustiu. Întinzi așa o leacă, pe care faci așa, faci așa, și faci așa, pac, și apeși. După care iei la rulat, uite așa frumos, pac, pac, și când ajungi aici, bagi așa totul înăuntru cu un deget, uite așa, și apeși. Trebuie să recunosc că se putea și mai bine. Mi s-a rupt o leacă astea, am pus cam mult în ea, știi ce zic, m-am maladit. Ei, asta e, nu-i problemă. Știți cu mine că mai trebuie să mai facem un pas. Ei, agregatul îl pui în funcțiune și încingi o tigaie. Eu își pleiez o leacă de ulei. Tu poți să pui o leacă de ulei pe un șervețel și să ungi o leacă tigaia. Când s-o încizi bine și urmă o iei și o pui cu fața în jos. Pac. Când s-o încizi bine tigaia, nu și urma. Cred că și urma am zis. După care iei niște hârtie de cot și pui o tigaie deasupra ei. Așa, apeși o leacă. Și o lași acolo pentru vreo 20 secunde. După vreo 20 secunde iei și o întorci. Cu știriu. Ia uite frumoase. Și iar pui tigaia și iar o lași 20 secunde. Momentul adevărului. Ta-da! Bă, băie și vede, eu am mai făcut jaurma acasă, dar așa de bună nu mi-a ieșit niciodată. Tot ce pot eu să sper acum, că după ce ai urmărit video ăsta, să nu te duci să faci coadă la șaurmerie. Nu fi leneș, pune mâna și fă-ți acasă, că e bună din numai. Plus de asta, fiindcă e făcut de tine, e mai bun decât la orice șaurmerie. Știu că toată lumea se așteaptă acum să vă zic, nu uita de bere! Tura asta nu merge berea. Îți puțânii dățile când bărbosul refuză o bere. Singurul lucru care merge cu șaurma e o leacă de apă cu doliu de asta, știi ce zic? Băi, nu știu. Berea merge ea cu multe, dar nu cu șaurma. Hai noroc, ne vedem mâine.